Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să pui o parolă pe calculatorul tău, mai exact pe Windows 10, deoarece dacă vorbim de alte sisteme de operare, cum ar fi Windows 7, Windows XP, metoda pentru a-ți pune parola la calculatorul tău este cam puțin diferit. Iar astăzi vom vorbi în special despre Windows 10. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Ca să punem o parolă, în primul rând trebuie să mergem aici jos, în secțiunea de căutare sau de search, în momentul în care tu l-ai în limba engleză. Iar după o să trebuiască să scriem set de la setări și o să avem sus secțiunea setări. Am să te rog frumos să nu scrii jos setări pentru că există posibilitatea să nu ai litera A și să nu-ți apară cuvântul întreg. Așa că scrii mai ușor set și o să se apară sus setări. Iar apoi o să mergem la conturi, iar tu dacă l-ai în limba engleză se va numi accounts. După vom merge la opțiuni de conectare sau dacă l-ai în limba engleză se va numi sync in option. Bineînțeles, cum vedeți dumneavoastră, sunt mai multe metode de a parola calculatorul dumneavoastră cu amprentă digitală, cu Face ID-ul și așa mai departe. Iar noi vom merge la această cheie unde scrie parolă, mai exact în limba engleză password. Iar apoi dăm la adăugare sau add. Ne spune parola nouă, să confirmăm parola și un fel de indiciu de parolă ne trebuie. Parola noastră vom pune, să zicem, tutoriale, deoarece suntem la un canal de tutoriale. Încă o dată o să trebuiască să confirmăm parola. Adică, ce înseamnă confirma parola? Să mai scriem încă o dată acest cuvânt, tutoriale. Iar jos, ca indiciu, o să pun simple, de la tutoriale simple, da? Iar apoi o să dăm următorul. Dăm încă o dată terminare. Și parola noastră s-a salvat cu succes. Bineînțeles, dumneavoastră puteți să puneți orice parolă doriți. Nu trebuie să puneți neapărat ca a mea. O să-i facem și un test. Iar în momentul în care noi vom deschide calculatorul, o să ne ceară parola. Hai să vedem dacă funcționează. O să scriem tutoriale. Da? Tutoriale, vedeți, dumneavoastră. Iar apoi o să apăsăm pe această săgeată să vedem dacă ne lasă să intrăm în calculatorul nostru. Ne spune bun venit și am intrat pe calculatorul nostru cu succes. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!